Nici nu știți ce mult mă bucur, dați-mi voi să dau jos masca, nici nu știți ce mult mă bucur că în sfârșit am motiv să dau jos masca, dar mai ales am motiv să port cămașa. De trei săptămâni stăm închiși în casă și de trei săptămâni parcă timpul s-a dilatat. După cum observați aici lumina la dumneavoastră e întuneric deja, așa că timpul într-adevăr s-a dilatat. Trece tot mai greu. Lăsând gluma la o parte, decât lăsând gluma la o parte de când suntem fiecare dintre noi într-o mai strictă sau mai relaxată autoizolare, avem ceea ce n-am avut și avem ceea ce de mult timp ne dorim să avem, și anume timp. Avem timp să medităm, avem timp să ne gândim la tot felul de lucruri, avem timp să cântărim lucrurile și avem timp ca să nu ne mai grăbim. Pentru un extrovertit ca și mine, pentru un sanguinic ca și mine, nu-i ușor, însă cred că a fost necesar de un moment ca și ăsta în viața mea. Și probabil că mulți dintre dumneavoastră, mulți dintre voi aveți exact aceeași părere. Primul lucru pe care l-am experimentat după ce ne-am închis în case a fost panică, frică și de cele mai multe ori a trebuit să mă și pohăesc pentru panica și frica pe care le-am trăit. Însă a fost o panică și o frică generată de grija zilei de mâine. Putând să văd că urmează o criză, putând să văd că urmează și o criză financiară, nu doar una medicală, am început să mă gândesc la tot felul de aspecte, la fel cum cei mai mulți dintre dumneavoastră o faceți, legate de următorul salar. De următoarele luni, de ce să punem pe masă, și așa mai departe. Și pornind de la gândurile acestea, mi-am dat seama cât de multe lucruri țin de esențial și neesențial. Atunci când trebuie să te gândești la câți bani mai ai și cum poți să faci ca acei bani să-ți ajungă cât mai mult timp. Încep să faci anumite categorii foarte stricte între ce este esențial pentru traiul nostru și ce este mai puțin esențial. Nu mai contează marca făinii, ci contează cât costă făina pe care o cumpări. Nu mai contează dulciurile, ci contează acele alimente esențiale, și după aceea am mers cei mai mulți dintre noi la magazin sau le-am comandat online. Însă, când m-am gândit la esențial și neesențial, am fost parcă fulgerat de o rugăciune pe care cel mai mulți dintre noi o facem, și anume Tatăl nostru. Gândiți-vă la cum rostim această rugăciune. Și pâinea noastră, cea de toate zilele, dă ne -o nouă astăzi. Nu e așa că rostim cuvintele acelea cu altă intonație și cu mult mai mare greutate? Și se vede că rostim rugăciunea aceea altfel în momentul în care terminăm tot din farfurie și mâncarea nu se mai aruncă. Și m-am tot gândit la aceste cuvinte și m-am tot gândit la contextul în care Domnul Isus ne arată cum să ne rugăm și mi-am dat seama că Dumnezeu prin Domnul Isus când ne învață cum să ne rugăm ne învață să rostim în rugăciune lucrurile esențiale, nu lucrurile nesențiale și dă-ne nouă astăzi pâinea noastră cea de toate zilele. Dar știți ce e foarte interesant? Că după ce ne învață cum să ne rugăm, merge mai departe. Și dacă aveți Biblie, v-aș invita să deschideți și dumneavoastră și voi în Matei, în capitolul 6, și după ce ne învață cum să ne rugăm, vorbește despre îngrijorări. Și uitați-vă după ce spune să ne rugăm pentru pâinea noastră, ne spune în felul următor. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Lucrurile esențiale ale vieții, nu așa? Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Și noi, cei care credem într-un Dumnezeu adevărat și puternic, a tot puternic, ar trebui să știm cum răspunde la întrebarea asta. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu adună în hambare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai valoroși decât ele? Și apoi, cine dintre voi îngrijorându-se poate să adauge măcar un cot la firul vieții lui. Adică să adauge zile în plus vieții sale. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu atenție cum cresc crinii de pe câmp. E nici nu truzdez din greu, nici nu torc și totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată gloria lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care este astăzi, dar mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Așadar, să nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, că toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. Când vă rugați să vă rugați astfel, și dă-ne nouă astăzi pâinea noastră cea de toate zilele. Dar Tatăl vostru deja știe toate lucrurile acestea. Ce îmbinare profundă a exprimării credinței noastre în rostirea rugăciunilor cu a tot cunoașterea lui Dumnezeu. A trebuit să stau pe genunchi și să-mi cer iertare de la Dumnezeu pentru că n-am crezut lucrurile astea așa cum ar fi trebuit să le cred. Adevărul pe care îl realizez este că generația mea, generația noastră, nu a știut ce înseamnă să trăiești în lipsuri. Sau cei mai mulți dintre noi n-au știut ce înseamnă să trăiești în lipsuri. N-am experimentat trăirea prin credință. Și cred că Dumnezeu ne trece astăzi printr-o perioadă în care să învățăm ce înseamnă trăirea prin credință. Un alt lucru legat de lucrurile esențiale pe care l-am citit în Geneza 8 cu 22 spune în felul următor. Atât timp cât va dăinui pământul, și asta spune după potop, nu vor înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Atât timp cât pământul acesta va exista, vom avea de mâncare și Dumnezeu se va îngriji de fiecare dintre noi. Ce încurajare! o încurajare legată de lucrurile esențiale ale vieții. Însă, în acest context, aș vrea să ne rugăm în mod special pentru o categorie de oameni care nu doar că au nevoie de pâinea lor, cea de toate zilele, însă, prin munca lor, generează indirect pâinea cea de toate zilele a mai multor familii. Și mă refer la antreprenori din mai multe sfere ale lumii de afaceri. Mă refer la cei oameni care creează locuri de muncă și acei oameni care trec în zilele acestea prin și mai multă presiune, nu atât de mult pentru că ei nu văd viitorul, însă ei răspund de viitorul mai multor familii, poate zeci 10 sau sute de familii. Avem și în biserică, avem și între cunoscuți Um, genul acesta de oameni, oameni de afaceri, antreprenori, care nu doar că ei nu mai au de lucru, însă nu mai pot oferi de lucru altor familii. Și cred că presiunea este înzecit mai mare pentru ei. Aș vrea să ne rugăm pentru ei. Aș vrea să ne rugăm pentru cei care trebuie să răspundă și de alte familii. Haideți să ne rugăm pentru înțelepciune, haideți să ne rugăm pentru răbdare, Haideți să ne rugăm pentru credință. Haideți să ne rugăm pentru ca acești antreprenori, credincioși fiind, să știe cum să-și arate credința în public, în momentul în care se încred în Dumnezeu și pentru viețile altora. Haideți să-i aducem în față de Dumnezeu și să ne rugăm pentru prietenii noștri, frații noștri, colegii noștri, șefii noștri. Oameni care trebuie să ia decizii foarte stricte, foarte drastice, și să ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și Dumnezeu să îi ajute în perioada aceasta. Recitiți Matei 6, recitiți Geneza 8 și fie ca Dumnezeu să ne ajute să folosim timpul acesta pe care îl avem și prețios, în așa fel încât să ne apropiem de El și să-i ajutăm pe cei din jurul nostru.